dacă și pentru tine demnitatea, onoarea și legea sunt lucruri de căpătâi, vino alături de noi, alege Jandarmeria Română. Așa încearcă să-i convingă și totodată să-i ajute reprezentanții Jandarmeriei Române, pe tinerii care sunt la început de drum și nu știu ce cale să urmeze. Tinerii giurgiuveni interesați de o carieră în Jandarmeria Română se pot înscrie pentru unitățile de învățământ cu profil militar ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale. Anul acesta, peste 400 de locuri sunt disponibile pentru tinerii interesați de o carieră în Jandarmeria Română și care doresc să se pregătească în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apărării Naționale. Ei pot opta, de exemplu, pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuța din București, unde sunt 84 de locuri, sau pentru școlile militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani și Fălticeni, unde sunt disponibile câte 175 de locuri. Începând de luni, toți cei interesați se pot prezenta la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu din șoseaua București numărul 57 pentru a fi luați în evidență și consiliați de specialiști în domeniu. Pentru a participa la concursurile de admitere în instituțiile militare de învățământ, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții legale. În anul 2015 au fost selecționați pentru instituțiile militare de învățământ 65 de candidați. În urma susținerii examenelor, 4 au fost declarați admiși la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, iar 3 la școlile militare de subofițeri din Drăgășani și Fălticeni.